Salutare, Ștefan! Ne vedem la al 10-lea episod. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre barometru politic, acel sondaj făcut de Avangard pentru PSD. Vorbim de sondajele pentru lunile octombrie și pentru noiembrie. Salut, Mihai! Salut tuturor! Mergem mai departe și avem o întrebare deschisă în sondaj. Principalele trei obiective ale noului guvern, care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere. Practic, aici respondenții au zis și avem, au reieșit cinci subiecte mari. Două sunt legate de sănătate, combaterea pandemiei, prima cu 36%, investiții în sistemul sanitar pe locul 2 cu 26%, și după aia vin alte trei subiecte, 11% creșterea pensiilor, 10% investiții în educație, 7% prețurile la energie și gaz. Acestea sunt cele cinci teme care au reieșit în sondaj. Aici e pe umerii lui Rafila, practic, tot discutam de el. Și deși acum el are un procent foarte bun, dar practic lumea așteaptă de la el să se rezolve problemele de pandemie și problemele din sistemul sanitar. Adică e o sarcină și un bagaj greu de dus pe Ministerul Sănătății. Este, va fi foarte dificil de manageriat, nu aș vrea deloc să fiu în poziția lui. Să vedem ce va face. Și în afară de problema aceasta a crizei sanitare, rămân cele trei probleme bine cunoscute ale României: sănătate, educație și sistemul de pensii, la care se adaugă acum această problemă cu facturile mari la gaz și la care îngrijorează populația medie și săracă din România, cu venituri medii și scăzute din România, și e firesc, așa, și mai ales pe acei pensionari care și vor mărirea pensiilor. PSD știe că trebuie să răspundă la aceste teme, are foarte multă experiență și se simte în apele sale când e vorba să trateze aceste probleme. E un lucru interesant de văzut aici, și iarăși cu atenție către USR și zona respectivă, că la ei tema justiției este mereu temă principală și a fost temă principală. Ea nu mai apare în acest sondaj între primele, nu mai pare a fi subiect de actualitate în acest moment, în fața celorlalte probleme. Și atunci, dacă tu ca partid politic nu răspunzi problemelor momentului, problemelor care preocupă la momentul respectiv populația, și continui pe o temă care nu mai este de actualitate, chiar dacă ea este, se poate, de importantă ca temă altfel, este de esență, riști să pierzi și mai mult. Iarăși, dacă vor să meargă pe direcția aceasta, cine sunt eu să-i opresc? Dar un semnal de alarmă este că în momentul acesta societatea este concentrată, pare a fi concentrată pe alte probleme mai importante, și toate forțele politice trebuie să găsească soluții, să găsească mesaje pentru aceste probleme. Da. E o iarnă în care probabil stăm liniștiți din perspectiva justiției, în sensul că nu ne preocupăm de justiție, pentru că avem problemele astea. Cum plătim facturi, ce facem cu pandemia asta, dacă ne vaccinăm, dacă nu ne vaccinăm, dacă chestiuni de genul ăsta. Da. Deci, din nou, tema este de maximă importanță. Deci asta nu, aici nu avem ce să... Aș trece la următoarea întrebare, care e un subiect în sine, un subiect pe care îl împinge PSD în față, sau nu știu, îl împinge, sau poate doar vor să ia pulsul un pic. Pentru că nu mi se pare că PSD-ul ar fi interesat de o reformă administrativ-teritorială reală. Aceasta e
sau mă rog, întrebarea e dacă credem că România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială reală. Și acum nu-mi dau seama dacă PSD vrea să împingă subiectul ăsta și vrea să înceapă și să facă o reformă, sau doar testează apele să vadă lumea ce zice. Și aici avem 50% din respondenți spun că da, vrem o reformă administrativ-teritorială reală, 33% zic că nu, iar 17% nu pot aprecia sau nu răspund. O singură observație aș face aici. Reforma administrativ-teritorială, noi nu avem un proiect de țară pentru așa ceva. Și o discuție, sau mă rog, informațiile le pescuim din diferite discuții. Depinde la cine te uiți. Unii vorbesc despre niște lucruri, alții vorbesc despre alte lucruri, apropo de reforma aceasta administrativ-teritorială, și cumva fiecare are în minte ceva ce poate să fie complet diferit de altul. Adică ce vreau să spun e că această reformă administrativ-teritorială reală și termenul ăsta real e o chestiune atât de subiectivă și poate genera înțelesuri și răspunsuri la fel de diferite, încât mi se pare așa, hai să pescuim un pic, să vedem ce mai zice lumea de subiectul ăsta. Nu cred că e neapărat un subiect pe care o să-l vedem tratat serios nici în guvernul Ciucă, nici la PSD. Depinde de un lucru. Eu legat de... Deci, pe de-o parte, pot să întreb pe oameni, despre reformă. Îți vor spune că vor reformă. Cei mai inteligenți vor spune că nu știu exact în ce constă, vor să înțeleagă în ce constă și eventual să aducă ei niște obiecții sau propuneri legate de ce ar trebui reformat. În rest ar spune da, vrem reformă, dar nu le-ar fi deloc clar ce și cum. În schimb, dacă din punct de vedere al partidelor vrem să vedem despre ce reformă este vorba și de ce testează PSD întrebarea aceasta, i-aș întreba pe primarii PSD și de primarii PNL ce au nevoie, ce lipsește, unde sunt problemele, ce fel de reformă vor ei. Și eu cred că acolo se bate, eu cred că această întrebare îi vizează pe, pleacă și îi vizează pe aleșii locali ai celor două partide, în mod deosebit pe cei ai PSD, care vor ei niște lucruri să fie altfel și de aici altfel sau altele la fel, că aici depinde, în două direcții poate să fie, să meargă lucrurile și de aici cred că izvorăște și aici și lor cred că se și adresează tema aceasta cu reforma administrativ-teritorială. Vine de la președinții de CJ și de la PSD unde, și de la primari unde stă puterea PSD, da? În primul rând și nu numai PSD, și PNL este un partid pe același sistem, structură. Da. Structură, da, exact. Uite, mai vedem un subiect împins tot de PSD. La momentul în care începuse criza guvernamentală, alegeri anticipate. Aici rezultatele sunt următoarele. 26% din respondenți spun că vor alegeri, că ar trebui să aibă loc alegeri anticipate, 58% spun că nu ar trebui să aibă loc și 16% nu pot aprecia. Ce părere ai cu alegerile astea anticipate? E tot așa o întrebare. Bun, dacă vrem alegeri anticipate, de ce le vrem sau de ce nu le vrem? Cred că este un non-subiect. Pe lângă faptul că probabilitatea este extrem de scăzută întotdeauna la noi de a se ajunge la alegerile anticipate, lucrurile nu ar avantaja mai pe nimeni în momentul acesta. Nu are cine și de ce să meargă la ele, doar PSD are și bine eventual din ele cu aceste procente câștigate dacă s-ar întâmpla mâine, dar nici ei nu au motive în momentul acesta să le împingă. Au testat, vor să vadă ce și cum, se gândesc probabil la o rupere a alianței cu PNL și la soluții într-o situație de genul acesta. PNL nu poate să iasă bine din alegerile anticipate că i-am văzut trendul, USR nici atât. Pe partea cealaltă, în schimb, AUR ar putea să capitalizeze ceva, dar nici ei nu neapărat nu cred că ar vrea acum. Iar PSD,
poate să ia în calcul ca strategie, dar e puțin probabil să vedem așa ceva, mai ales în foarte curând. Eu văd în PSD cel mai mare beneficiar, să-i spunem, pe alegerile anticipate. Adică la 40% cum stă în sondaje acum, cu vedem patru figuri ale PSD-ului în topul sondajului cu procente bune, dar cred că asta ar fi un beneficiu pentru ei dacă anticipatele s-ar întâmpla mâine sau, nu știu, în următoarele două luni. Ceea ce mă face să Mihai, cred că... Da, spune. Mihai, tot Iohannis rămâne la Cotroceni, pe de o parte, și pe de altă parte, între, și pentru PSD, între AUR și PNL, a alege, nu e o alegere atât de ușoară cât ar putea să pară la prima vedere și probabil că tot cu PNL să le înțelege mai bine până la urmă, că nici cei de la AUR nu sunt niște parteneri ușor de manageriat cu toate problemele de acolo. Și asta. Deci, sunt sigur că Dâncu și cei de acolo se gândesc la diferitele posibilități și trebuie să ia în calcul toate scenariile dacă sunt deștepți, dar nu îi văd într-o situație în care să marșeze, doar dacă nu au încotro, doar dacă lucrurile îi împinge în direcția respectivă și cred că ei se gândesc din nou la toate scenariile și încercă să se asigure pentru orice fel de situație. Face sens să facă treabă, să meargă în direcția aceasta. Și ne-am apropiat de finalul sondajului și aici avem o întrebare de la doamna Firea, putem să-i spunem așa? Da, e pe, da, direct e pe de la Ministerul Muncii, oricum. Eu o să citesc familiei, familiei și nu muncii, familiei și tineretului și familiei, nu? Da, da, da. Că nu e numai muncii, tineretului și familiei. Pentru că e, să înțeleagă lumea de ce zicem că este, parcă o văd pe doamna Firea scrind ea, cu mânuța ei, întrebarea asta. Întrebarea e așa, dumneavoastră personal considerați că ar fi o idee bună demararea de către guvern a unui program pe model franțuzesc prin care familiile cu mai mulți copii care plătesc taxe să poată beneficia de un apartament mai mare decât cel în care locuiesc? Și ei vin cu un exemplu. O familie cu trei copii locuiește într-un apartament cu două camere. Statul le oferă la schimb pe acel apartament, prin ANL, un apartament mai mare cu trei sau patru camere. Asta e întrebarea și cu exemplu și avem răspuns. 88% spun da, 3% spun nu și 9% spun nu pot aprecia, nu știu, nu răspund. Ce părere ai de treaba asta? Eu toată viața am fost un om de centru-stânga și probabil că o să rămân până la capăt. Mi se pare o măsură care, adică îmi creează așa un pic de fiori, așa un pic de cumva, îmi dă așa o senzație de... mă gândesc automat la perioada ceaușistă și la apartamentele date din partea statului. Acum, bun, eu sunt cu totul pentru a-i sprijini pe cei mai stărmani din societate, pe cei care au nevoie și în același timp sunt și pentru a-i ajuta pe tineri să-și construiască o viață, tinerele familii și toate lucrurile acestea. Dar ideea aceasta că dă statul, statul dă tot de la oameni. Da. Dă, da? Deci nu dă de la, nu știu de unde, din spațiu sau din... Colectează bani de la oameni și dă la oameni. Să înțeleg în același timp că românii, dacă au impresia că se dă de la stat cumva, au impresia că e cumva, se dă gratuit, se dă... Nu, se dă de la ei până la urmă. E bine să dăm de la stat din banii aceștia pentru apartamente mai mari, pentru tinerile familii? Sunt dispus la o discuție pe tema aceasta. Poate e o idee bună, aș vrea să aud argumentele doamnei Firea în direcția aceasta. Poate mă convinge, poate nu. Deocamdată mi se pare cam ceaușistă și cam și fantezistă și îmi fac mari probleme de cum ar fi implementată. În realitate s-ar cumpăra, s-ar plăti diferențele de bani către dezvoltatori privați.
Cine ar vinde mai departe apartamentele, le-ar vinde oamenii, cât ar dura, e o întreagă, adică ar fi un șir lung de întrebări cum ar funcționa un astfel de proiect, care pare mai degrabă decât de stânga, pare populist. Da? Ar fi un program populist. Sunt dispus la o discuție pe subiectul acesta, dar chiar și ca om de centru stânga nu mi se pare ceea ce trebuie. Eu am văzut propunerea aceasta în termen de creștere a natalității. Cumva o recompensă, dacă vrei să-i spui cu ghilimele de rigoare, cumva, că și pe mine m-a dus mintea la regimul comunist, la povestea cu mamele eroine, cele care aveau de la, nu știu, 3, 4, 5 copii în sus, erau văzute și, cum ai zis și tu, se dădeau apartamente. Eu o citesc din perspectivă sociologică, o citesc în termen de creșterea natalității. Cumva e un mesaj, dacă familiile iau în calcul să facă un al treilea, un al patrulea copil, primesc un beneficiu din partea statului, primesc un apartament mai mare în schimbul celui pe care îl au. Acum, din punctul meu de vedere, dacă familiile care sunt plătitoare de taxe, care au niște venituri, nu-și permit, au 2 copii și nu-și permit să-și cumpere un apartament mai mare sau nu-și permit să mai facă un al treilea copil, nu știu acum dacă... Eu nu aș merge pe o variantă de genul ăsta, primești ceva moca, ca să, dacă ai mai făcut un copil. În schimb, aș vrea să văd niște măsuri economice care să genereze o creștere a nivelului de trai, o creștere a veniturilor, și să rămână decizia de a face copil a familiei, dacă vor să facă un al doilea, un al treilea sau câți vor ei să o facă, dar să aibă, să nu mai patinăm așa la nivelul ăsta minim al traiului, știi, la te chinui să în tot timpul să-ți faci griji, putem, iar vine iarna, putem plăti facturile la încălzire sau nu putem. Și atunci eu asta aș vrea să văd din partea unui guvern, indiferent de culoarea lui politică sau de mixul politic, că vin cu măsuri economice care generează o creștere de valoare pe piața muncii, creștere de venituri, dar nu forțate în felul ăsta. De acord, Mihai, dar este mult mai greu să vii cu astfel de măsuri, mult mai ușor să vii cu proiecte de felul acesta, care trezesc nostalgii și celor în vârstă și poate să aducă voturi de acolo. Dacă se implementează și funcționează, pot să-ți aducă voturi și din rândul familiilor tinere. Eu înțeleg argumentele celor de dreapta care spun că avem prea multe care sunt împotriva deținerii de imobile, că toți avem case, că înțeleg argumentele de felul acesta, nu sunt de acord cu ele. Eu cred că oamenii trebuie să aibă locuință. Și în același timp, cred că e bine să stea în condiții cât mai bune, cât mai civilizate, în apartamente cât mai mari, cât mai... Dar soluția în sine, așa cum e, trezește și niște fiori și întrebarea în sine într-o anumită măsură, dar undeva acolo ceva nu... Și în același timp îmi pun probleme strict tehnice. Ce se întâmplă cu banii, cum, de unde vin, cum vin, de ce trebuie să vină din banii tuturor, adică o mulțime de probleme, începând de la ideea generală până la aspecte ce țin de implementarea ei. Dar eu deocamdată doar o întrebare, doar una firea testează ceva, să vedem ce se întâmplă cu ea. Deja o tratăm prea în detaliu pentru ceea ce este. Da. Păi, practic încheiem și sondajul și alte întrebări. Da. Nu au mai fost în sondaj. Să vedem acum dacă Avangard o să scoată și pentru decembrie sau nu, vedem, urmărim și vedem ce evoluție mai au. Acum că guvernul Ciucă și-a intrat în rol,
Trebuie să vedem un pic și vedem și uzura pe și pe PSD și pe PNL și vedem cum se mișcă în continuare. Mihai, PSD este foarte bine ancorat în România reală. Se vede acest lucru și din, din această cercetare și din felul cum se pliază ei pe aceste teme care ies relevant. Eu mă gândeam astăzi la un lucru, mă gândeam că, și asta este așa în încheiere, mă gândeam că poate cea mai bună soluție pentru România ar fi ca în țara aceasta să plece toți nepatrioții, să rămână numai patrioții, conduși de un lider puternic, da, de un Putin, de un Lukashenko român, de aici, da, în afara Uniunii Europene, care ne tot face probleme, nu ne ajută, nu ne sprijină, nu tot ne încurcă, și să fie un stat de felul acesta și să meargă așa înainte. Poate că asta este totuși voința națiunii și direcția națiunii cea corectă și poate că cei care nu vor chestia asta, printre care mă număr și eu, da, această, sunt pur și simplu niște adversari ai națiunii, ai binelui națiunii. Adică pot accepta într-un final și o astfel de direcție dacă ea este trasată de majoritate. Pentru că eu înțeleg un lucru. Și PSD-ul înțelege la fel de bine ca și mine, mai bine decât mine, la fel de bine ca și mine, mult mai bine decât și mine. N-are rost să fac comparația între mine și... Ce înțeleg este că România nu a atins nivelul de dezvoltare, de civilizație, de înțelegere, de comportament pe care îl are Occidentul. Și a fost trasă din zona aceasta primitivă în care se afla. Oricum, ea s-a dezvoltat pe România, s-a dezvoltat niște salturi foarte bruște, încă de la apariția ei ca stat, după prima unificare. Da? Deci a fost trasă niște salturi foarte bruște și n-a apucat la nivel de civilizație, la nivel de populație să se dezvolte la fel de repede. Și în momentul acesta ea este înapoiată față de Occident. O vedem prin comportamentul politicienilor, prin comportamentul oamenilor, felul cum gândesc mulți dintre ei și prin problemele care sunt adoptate și prin cu ceea ce ne confruntăm. De la corupția endemică până la aceste probleme care țin de școală, de spital, de apartamente date mai mari ca să faci mai mulți copii și probleme care nu mai pot fi de actualitate în Occidentul, care discută despre tehnologie, viitor, energii regenerabile, viitor verde, colonizarea altor planete, la nivelul lor de vârf. Au și ei probleme de zi cu zi, dar mai jos în piramidă, dar per total discursul între statele de elită ale lumii este mult, mult în față, în altă direcție decât unde ne aflăm noi acum. Și până la urmă, populația care nu este capabilă să înțeleagă, să vadă mai mult din, da, acea părticică a țării sau partea mai mare, cât o fie, dacă ea vrea să trăiască în continuare într-o astfel de lume, până la urmă poate să decidă să trăiască, că tot ies acum oamenii în stradă pe 21, poate să decidă să trăiască într-o altă epocă și într-o altă lume decât cea civilizată occidentală. Crezi că se mai poate trăi? Adică oricum vii, dacă nu trăiești într-o coabitare europeană, nu, dar poate că e mai bine să afle. Poate că e mai bine ca și cel mai stupid om din țara asta să afle pe propria piele că progresul vine peste tine, că vrei sau nu vrei. Depinde doar cum te prinde. Dar nu poți să tragi cu ghearele de trecutul istoric, să te agăți de el la nesfârșit. Vrei sau nu vrei, viitorul vine peste tine cu tot ceea ce implică. Oricum ai vrea tu. Poți tu să vrei în continuare să fii homofob, țăran în sensul ăsta de bun, da, în sensul nu neapărat da, ăsta să fii, nu mai se poate, nu mai este țara, nu mai poți să fii nici să-ți bați nevasta, deci nici bine, nici rău cum a fost. Nu se mai poate nici binele, nici rău din trecut, că intrăm în altă epocă, evoluăm.
Și atunci și părțile bune ale societății românești, așa cum era aia cândva, părțile nostalgice ale vieții la țara asta, și părțile rele ale violenței, lipsă de civilizație și așa mai departe, toate acestea dispar într-o anumită măsură odată cu progresul. Vrei sau nu vrei, la un moment dat trebuie să treci în altă epocă. Treci de la mașină pe benzină la electrică, de la internet 4G la 5G, la medicină mai avansată și așa mai departe, vrei, nu vrei, că asta, așa suntem ca specie, evoluăm. Da. Dar să afle, dacă nu vor cu frumosul, să afle cu urâtul, cum este să te împotrivești evoluției, modernității.